alert, piromanul care a incendiat 8-ma sublinierei din capital a fost prins video. Piromanul care a incendiat 8-ma sublinierei din capital a fost prins, la mai bine de o săptămână de la incident. Potrivit Antena 3, bărbatul de 45 de ani a fost reținut sublinierei se afla acum la audieri. Din primele informații, acesta a fost prins în sectorul 1 al capitalei. Poliția anunță ce va oferi mai multe detalii privind identitatea bărbatului, dar sublinierea cu privire la capturarea lui începând cu ora 10, în cadrul unei conferințe de presă. Recent, Poliția Capitalei cerea sprijinul populației pentru identificarea și prinderea bărbatului sublinierei făcea publice imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Poliția Capitalei solicită sprijin pentru identificarea bărbatului din imagini, principal suspect în comiterea infracțiunii de distrugere calificat prin incendiere, sevâr subliniere IT la data de 31 martie/01 aprilie. Pe raza sectorului 1, 8 autoturisme fiind distruse. Cei care le recunosc sublinierei pot oferi informații sunt rugați să anunce la telefon 021-222. 58 secția 4 poliție, cea mai apropiată unitate de poliție sau se apeleze numărul unic de urgență 112, precizează poliția într-un comunicat. Pompierii au descoperit ce piromanul a dat cele trei lovituri de proporții după un plan atent studiat, a pus cârpe îmbibate cu benzin sub rocile ma sublinierăinilor. S-a asigurat ce vehiculele iau foc, dar sublinierea i-a lăsat sublinierei timp să dispar până izbucne subliniere te vâlvtaia. Incendiu a fost anunțat la 112 în jurul orei 2300, pe strada Gala Galaction, unde au fost găsite trei autoturisme care ardeau cu flacar, iar cel de-al patrulea era doar afectat de căldura degajată. Scurt timp, a fost anunțat un incendiu similar în strada Petru Rare subliniere, unde a fost identificat un autoturism distrus în proporție semnificativ, iar cel de-al doilea era afectat în partea frontală. Cel de-al treilea incendiu s-a produs în strada Nicolae Ionescu, la două autoturisme care ardeau cu flacar, pe o suprafac de peste 80 din caroserie.